Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Doi polițiști gorjeni rămân fără uniformă după ce au fost condamnați definitiv. Ce isprăvi au făcut purtătorii de caschetă ce i-a costat statutul de om al legii și condamnarea la un an cu suspendare, vă spunem imediat. Avem mii de șomeri și doar câteva sute de locuri de muncă disponibile. Ce soluții sunt pentru cei 95% dintre șomeri pentru care nu sunt joburi? Aflați în știrile Gorj TV. Municipalitatea scoate la licitație o clădire în care a investit 18 miliarde și care stă nefolosită de aproape 3 ani. Cum motivează autoritățile proasta investiție, vedeți în doar câteva momente. Doi polițiști gorjeni rămân fără uniformă după ce au fost condamnați definitiv. Alți doi angajați ai poliției gorjene, judecați alături de cei doi condamnați, au scăpat după ce instanța i-a achitat. Aceștia au fost acuzați că au încercat să-și acopere prietenul care a creat un accident. Cei doi polițiști au fost condamnați definitiv pentru mușamalizarea unui accident. Ofițerul Florian Grigore Nanu și subofițerul Ionuț Marian Vârjan au fost trimiși în judecată în 2015 alături de alți doi colegi într-un dosar în care unul dintre ei a creat un scandal într-un local, iar ulterior a lovit mașina echipajului de pază ce a intervenit. Colegii polițistului care a produs incidentul au fost acuzați că au încercat să mușamalizeze totul. Unul dintre cei trei polițiști acuzați de favorizarea infractorului după ce au încercat să-și acopere prietenul a fost și el condamnat cu suspendare, ceilalți doi fiind achitați. Șefii din conducerea Inspectoratului Județean de Poliție au anunțat azi că au demarat procedurile pentru a-i trimite acasă pe cei doi condamnați. Conducerea IPJ a inițiat procedurile în vederea emiterii actelor administrative conform competențelor de gestiune pentru încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea, în cazul celor doi polițiști care au primit pedeapsa condamnării la închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, se arată într-un comunicat de presă emis de conducerea Poliției Județene. Sute de locuri de muncă sunt disponibile pentru șomerii gorjeni prin Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă. Insuficient însă pentru cei peste 8500 de șomeri. 357 de locuri de muncă sunt oferite la început de an gorjenilor prin intermediul Agenției Județene a Forțelor de Muncă Gorj. Oamenii pot alege dintr-un număr variat de joburi. Avem 357 de locuri de muncă vacante, cele mai multe pentru agenți de securitate, asistenți medicali, bucătari, casier, crescători păsări, dulgher, tâmplar parchetar, electrician, faianțar, firar betonist, frezor, lăcătuș mecanic, mecanic auto, parchetar, sudor, tâmplar și operator abatorizare păsări. Doar 27 din cele 357 de locuri sunt destinate gorjenilor cu studii superioare. Cele mai multe ar fi pentru ingineri construcții civile, economist, medic medicină generală, subinginer construcții civile, medic specialist. La nivelul județului Gorj se află în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Gorj 8600 de șomeri. Nemții vor să încadreze studenții români. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj organizează selecție pentru studenții care vor să desfășoare activități în Germania în perioada vacanței de vară. Studenții cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care urmează cursuri la zi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au cunoștințe bune sau foarte bune de limba germană, pot fi angajați în Germania pe perioada vacanței. Nemții au făcut deja oferte prin instituțiile statului. Pentru anul 2018 sunt disponibile 50 de posturi în domeniul hotelier gastronomic, în gastronomia de sistem, sistemul fast food, în producția industrială și în domeniul serviciilor. Studenții se pot înscrie la sediul EURES din cadrul AJOFM Târgu Jiu. Studenții care au domiciliu sau sunt înregistrați la o instituție de învățământ superior din județul Gorj se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. Înregistrarea dosarelor se face în perioada 15 ianuarie-9 februarie 2018 între orele 9.30 și 15.30, de luni până joi și vineri între orele 9.30-12.30.
Deși s-a cheltuit un buget impresionant pentru ridicarea construcției din piața centrală ce ar fi trebuit să găzduiască pe piețari, aceasta stă închisă de 3 ani. Piețarii nu vor să plece de la Tarabe de teamă să nu-și piardă clienții. Municipalitatea a scos-o acum la licitație. Hala nouă din piața centrală a costat 18 miliarde de lei și în acest moment stă nefolosită. Comercianții nu vor nici în ruptul capului să se mute acolo, deși ar beneficia de un spațiu încălzit și condiții mai bune de comercializare. Marian Rotaru, șeful Direcției de Patrimoniu, nu înțelege sensul acestei construcții. Atunci când s-a luat hotărârea să se facă de către vechea conducere, ce criterii au stat la bază pentru construirea acelei hale? Nu înțeleg de ce, după ce au construit-o, nu au fost să fie acolo comercianții chemați și să li se repartizeze, pentru ca atât cumpărătorii cât și cei care vin, care utilizează mesele din piața centrală, să fie la căldură, să fie în condiții civilizate. Hala va fi scoasă la licitație pe 25 ianuarie în vederea închirierii spațiilor din interior pentru comercianți din municipiu. În cazul în care se va prezenta cineva și adjudecă acea licitație, ar fi un lucru extraordinar pentru noi ca și administrație publică locală, pentru că ar fi cineva care să folosească și să dea alt să nu mai stea închisă. Piețarii preferă să-și închidă mai bine tarabele și spun că această hală nu le este utilă și nici nu au cerut-o. Datorită faptului că nu vine lumea, adică încă populația orașului nu a învățat și nu are termeni legali, ca să-și dea seama că e mult mai bine în piață și zarzavaturile vor sta, adică, dar noi suntem care suferim greutățile. Doamnă scumpă, nu se vinde acolo și piața cu etaj nu este bună, pentru că nu se urcă nimeni pe scări în sus cu un bas, cu mere, cu un sac cu cartofi. Cine urcă pe scările la etaj? Trebuie să o facă cum toca pe asta. Și nu are nicio problemă. Cine urcă la etaj, domnișoara? Că noi de bele dăm jos din un metru baxurile jos. Sunt grele. Ce, nu vă e frig aici? Ba, așa, mai cu tare, încă Dumnezeu mai ține cu noi. Temperatura nu e atât de scăzută. Dacă vine gelul puternic? Dacă vine gelul puternic, sperăm cu sprijinul conducătorului din piață să ne mutăm totuși acolo, dacă vede că nu avem ce face. În cazul în care hala se va închiria, prețul va scădea conform legislației și se va licita din nou la noul preț. Fostul președinte al Pandurilor recunoaște că a negociat cu liderii PSD un post de secretar de stat. Cum a fost prins acesta cu minciuna de jurnaliști, vedeți în doar câteva momente. Federația Internațională de Box a girat campionatul de la Târgu Jiu ce va fi organizat în acest an. La competiția din județul Gorj și-a confirmat prezența și președintele Federației Internaționale de Profil. La Târgu Jiu se vor confrunta sportivi din mai multe țări la diverse categorii. Pe data de 15 ianuarie, Federația Europeană, NBC, în urma votului pe care și l-au exprimat membrii Comitetului Executiv, a aprobat introducerea fetelor la acest campionat european Under 22 în premieră. Deci vom avea băieți și fete, 10 categorii la băieți, 10 categorii la fete. La Târgu Jiu și-a anunțat prezența și președintele Federației Internaționale de Box. La această competiție va participa, va fi prezent, nu știm exact dacă toată competiția sau la început și la sfârșit sau doar la sfârșit, dar în mod cert va fi prezent, ne-a confirmat președintele Federației Internaționale. În organizarea competiției de la Târgu Jiu vor fi angrenate 150 de persoane, iar fiecare etapă a organizării va fi supervizată de forurile internaționale. Prima vizită de coordonare pe care secretarul general al NBC, împreună cu organizatorul de competiții și cu supervizorul acestei competiții, pe care deocamdată nu-l știm, dar în câteva zile el va fi desemnat. Deci ei și aceste trei persoane vor veni aici probabil în jur de 28 februarie, 1-2 martie. Campionul mondial la box Mihai Leu și-a anunțat și el prezența la Târgu Jiu.
Președintele Asociației Județene de Fotbal, Mihai Prunariu, a recunoscut că a negociat cu liderii PSD pentru un post de secretar de stat în Ministerul Sportului. La coadă stau și alți PSD-iști care vor posturi în ministere, liderii partidului urmând să stabilească ce promovări vor face la capitală. Mihai Prunariu, devenit membru al PSD după ce a dat bircul fugiții de la PPDD și a fost pus președinte la Clubul Pandurii după debarcarea lui Marin Condescu, își negociază acum un post călduț în Ministerul Tineretului și Sportului. Acesta se vrea secretar de stat. Întrebat de postul pe care îl vizează, Prunariu s-a făcut că nu știe, susținând că a văzut în presă. Vă duceți la Ministerul Tineretului? Nu știu nimic, am văzut și eu de dimineață articolele care au apărut pe seama asta. Dacă se va întâmpla ceva de genul ăsta, aș fi onorat, dar vom vedea. Nu pot să vă confirm sau să vă infirm ceva vis-a-vis de aceste lucruri. S-a dat de gol imediat, recunoscând că a avut discuții cu liderii PSD pentru o susținere în postul de secretar de stat, poziție ce se ocupă politic. Și ce ați văzut a apărut în urma unor discuții, adică au o bază reală, au fost niște discuții în partid? Da, au fost anumite discuții pe care le-am avut cu domnul senator Cărciumaru și domnul deputat Weber, dar nu vă pot dezvălui mult mai multe aspecte de genul ăsta. E drept că posturile de secretar de stat sunt posturi politice, e nevoie de susținere, dar de aici până acolo cred că e cale destul de lungă. Mihai Prunariu a obținut postul de președinte al Clubului Pandurii, care a fost făcut cadou de PSD pentru înscrierea în partid. Ulterior, Prunariu a încercat să negocieze și alte posturi, rămânând președinte la Asociația Județeană de Fotbal. Programul prin care mulți tineri reușesc să-și mai cumpere o locuință, prima casă, tinde să fie eliminat. Pentru acest an, statul dă cu jumătate de miliard mai puțin pentru garantarea împrumuturilor, iar tendința este de reducere continuă. Ultimele modificări ale programului Prima Casă arată o îngustare prin lege a marjei de profit a băncilor de 2%, dar și în cazul creditelor pentru construcție de locuințe, nu doar la cumpărare. Lucrul interesant este că dobânzile bancare variază între 4,03% și 4,08% pentru creditele ce se aplică la programul Prima Casă. Asta în timp ce dobânda la titlurile de stat pe 10 ani a crescut la 4,32%. Cetățenii spun că acesta este un lucru rău. Tinerii fără viitor, practic, nu mai au nicio șansă. Dacă le-am luat și șansa asta, să fie în ce în ce mai greu. Nu încurajăm, nu avem cum să mai încurajăm sub nicio formă. Ce să mai achiziez, că treaba merge din ce în ce mai prost. Cine mai are curaj? Foarte rău, dacă s-a adunat niște bani la buget. Practic, Ministerul Finanțelor se pregătește să scoată treptat de pe piață acest produs. Tendința devine evidentă și prin calendarul de reduceri al plafonului garantat de stat de la an la an. A găsit un portofel pe care l-a predat, iar acum a devenit un mic erou. Este povestea unui băiețel de 11 ani din Târgu Jiu, pe care o puteți vedea după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la jurnal. Petrecere inedită la pompieri. Salvatorii s-au observat azi unul dintre colegi, însă nu un angajat obișnuit, ci un câine. Mura, patrupedul de nădejde de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, a împlinit un an. Cel care o instruiește și care s-a atașat de ea, i-a adus azi un tortuleț cu lumânări și i-a cântat la mulți ani. Bucuros, partenerul de instrucție nevorbitor i-a sărit în brațe, iar colegii pompieri au surprins momentul înduioșător. Un elev în clasa a 5-a la școala Sfântul Nicolae din Târgu Jiu a fost premiat de conducerea unității de învățământ după ce a găsit un portofel și l-a dus la școală pentru a fi găsit proprietarul. Vreau ca prin fapta pe care tu ai făcut-o să fii un exemplu pentru colegii tăi, pentru noi adulții. Dacă cei mici pot, putem și noi cei mari. Felicitări familiei tale, felicitări domnilor și doamne profesoare. Iată că se poate. Felicitări și îți rămânem recunoscători pentru fapta ta. Gabriel Stan, de 11 ani, a găsit un portofel în timp ce venea spre școală. Puștiul s-a dus cu el direct la dirigintele lui, căruia i-a povestit cum l-a găsit. Portofelul conținea bani, acte și carduri, iar elevul nu l-a deschis până la școală. Profesorul a chemat poliția pentru a fi identificat proprietarul. Am găsit
să-l iei, să-l pui în ghiozdan și să pleci cu el la școală, la acasă? Păi asta am făcut, doar că nu l-am păstrat eu, l-am dat. Pentru că asta, poate m-am pus și eu în situația acelui domn. Dacă eu când o să mă fac mare, dacă o să pierd portofelul, poate cineva îmi va întoarce sfatul. Băiatul a fost premiat astăzi de conducerea școlii pentru gestul lui. Fiind un copilaș, un gest mic, o faptă mare, totuși nu putea să nu rămână răsplătită și de noi, de conducerea școlii și de toți colegii mei. Împreună am hotărât să-i acordăm o diplomă de onoare, o minge, un echipament sportiv, două cărți specifice cu vârstei lui și am încercat să facem într-un cadru festiv. Șeful inspectoratului școlar județean Gorj l-a lăudat pe micuț pentru gestul său. Uitați că avem copii excepționali pe care învață familia, învață școala și fac lucruri într-adevăr deosebite. Cât de mare a fost tentația la copil să-și bage bani în buzunar, să pitule portofelul, până la urmă educația pe care a primit-o acasă și la școală, sunt convins, l-a învățat doamna învățătoare și doamna dirigintă. Puștiul a fost felicitat și de colegii lui, care îl văd acum ca pe un mic erou. Euro a înregistrat astăzi un nou record, casele de schimb valutar afișând o valoare de 4,66 de lei. Creșterea monedei europene este pusă pe seama crizei politice de la nivelul guvernului de către analiștii economici. Cursul euro a crescut în contextul crizei politice din ultima vreme. Demisia fostului premier Mihai Tudose și instituirea celui de-al treilea guvern au adus o depreciere semnificativă a monedei naționale. Analiștii economici spun că această creștere vine în urma schimbărilor politice din ultima vreme, iar asta aduce cu sine modificări ce se vor simți în bugetele populației. Oamenii sunt debusolați de ceea ce se întâmplă în plan economic. Ce poate să fie decât politicul care îl cunoașteți foarte bine, și instabilitatea politică. Asta este principalul factor. Restul, ce să mai... Toți am putea până la urmă să contribuim într-un fel sau altul să facem ca lucrurile să meargă bine, dar degeaba. Cu toți ar trebui să ne implicăm de la A la Z. Crescând euro, cresc treptat fiecare... Deci o să aducă un val de scumpiri creșterea euro din nou. Pe normal, deja se vede la buzunarul românului de rând. Dacă nu este bine treaba, normal că crește. Leul s-a depreciat progresiv din a doua parte a lunii decembrie a anului trecut. Noi prevederi au intrat în vigoare pentru toți patronii de spații comerciale. Inspectoratul pentru situații de urgență impune afișarea unor panouri de înștiințare pe clădirile și spațiile publice ce intră în categoria de comerț, cultură și turism. Sunt vizuate doar spațiile ce nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Deținătorii de spații comerciale, culturale sau de turism ce nu au autorizație de securitate la incendiu sunt obligați ca în perioada următoare să afișeze pe clădiri la vedere un panou prin care să înștiințeze că spațiul funcționează fără autorizație de incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj informează atât cetățenii cât și operatorii economici că în monitorul oficial numărul 49 din 18 ianuarie 2018 a fost publicată legea numărul 28/2018 pentru completarea articolului 30 al legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care impune afișarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Beneficiarii acestor construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înștiințare tipărite cu litere de tipar cu dimensiunea de minimum 2,5 cm de culoare roșie pe fundal alb, având conținutul acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă de până la 5.000 de lei. De menționat este faptul că marcarea corespunzătoare nu scutește de obținerea autorizației de securitate la incendiu beneficiarii acestor construcții. Construcțiile publice care vor trebui să afișeze panourile de înștiințare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranță pentru prevenirea incendiilor. În cazul în care deținătorii acestor spații nu respectă regulile impuse, atrag după sine sancționări contravenționale cu amendă de până la 5.000 de lei. Cei care trebuie să dețină astfel de panouri fac parte din acel număr mare al constructorilor în care mulți cetățeni intră și se impun măsuri de siguranță.
În acest an, dintr-un număr de 14 zile în care nu se lucrează, 11 vor pica în timpul săptămânii și 3 în weekend. Comparativ cu anul anterior, când au fost mai multe mini-vacanțe, anul acesta vor fi mai puține nelucrătoare. Printre aceste zile se numără și cea de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Codul muncii stabilește că nu primezi liber angajații care sunt încadrați pe locurile de muncă ce desfășoară activitate ce nu poate fi întreruptă, datorită caracterului procesului de producție sau specificului de activitate. Unii cetățeni spun că aceste zile libere sunt legale, însă sunt și oameni care le contestă spunând că doar la români este așa. Ianuarie, impusă de guvern. Păi, să fie liberă. Adică e un lucru bun că oamenii... E un lucru bun, păi da, asta e de când e lumea. Păi atunci țara asta nu se duce, domnule. Păi n-ați țări, ați văzut că se muncește și sâmbăta și duminica și zi lumină. Ați văzut chinezii cum muncește și astea. Și noi când naibii? Se dea liber, la parlamentari cel puțin, că ei s-o obosiți. Nu se satură de somn acolo unde stau. Legislația actuală prevede sancțiuni dure pentru angajatorii care nu acordă liber cu ocazia sărbătorilor legale. Astfel ei riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Următoarea zi liberă pentru români va fi 8 aprilie, care o să fie în weekend. La Școala Generală Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, elevii și conducerea au sărbătorit ziua de 24 ianuarie în avans. Asta deoarece mâine este zi liberă în școli. Vreau să spun că problema aceasta a Unirii Principatelor Române s-a pus încă din timpul Revoluției de la 1848. Emigrația românească și revoluționarii de atunci au alcătuit un program pe baza căruia urma să se realizeze unirea. Elevii de la Școala Generală Sfântul Nicolae din Târgu Jiu au sărbătorit azi în avans ziua de 24 decembrie, împlinirea 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, zi liberă de altfel pentru micuți. Evenimentul a fost plin de momente dedicate micii uniri, exprimate prin poezie, cântec sau miscenete. Țara mea! Du-te și spune sătenilor că pe unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și te-a șters rușinea. Mâine va fi zi liberă pentru elevii, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, fiind declarată zi liberă națională. Jurnalul a ajuns la final. Sunt Loredana Sava și ne revedem mâine de la ora 18. Rămâneți alături de programele Gorj TV. Să aveți o seară liniștită. Numai bine!